Mm-hmm. Armin este un cameraman de știri neîndemânatic care trăiește singur într-un apartament mic din Berlin. Înregistrarea tremurândă a unei conferințe de presă și eșecul său de a înregistra partea crucială a unui interviu sunt dovadă competenței sale. La vedere unei astfel de lucrări de proastă calitate, șeful său se înfurie și părăsește camera. Armin este un burlac de 40 de ani, care se confruntă cu o situație financiară destul de dificilă. În unele seri, aduce acasă o necunoscută la întâmplare de la clubul de noapte, dar din cauza lipsei sale de cunoștințe despre femei și întâlniri ocazionale, fetele îl dezamăgesc mereu, lăsându-l în continuare nu are singură. Într-o zi, Armin primește un telefon de la tatăl său, care roagă să meargă la bunica sa bolnavă, deoarece mai are puțin de trăit. Părinții lui Armin sunt despărțiți de 5 ani, iar tatăl său are grijă de bunica sa imobilizată la pat. În curând, Armin ajunge la casa tatălui său pentru a-și vedea bunica. Mai târziu, în acea seară, el se gândește dacă să o informeze sau nu pe mama sa despre starea bunicii sale. După o lungă deliberare, el decide să nu o facă. În dimineața următoare, Lilo, prietena tatălui său, vine la casa acestuia. Aceasta îl ajută de obicei să aibă grijă de bunica sa și rămâne la prânz. Mai târziu, tatălui Armin îi spune că el și Lilo au sentimente unul pentru celălalt și își informează fiul că vrea să o păstreze pe Lilo alături de el. Dintr-un motiv oarecare, acest lucru nu îl mulțumește pe Armin, dar nu poate face nimic. La câteva zile după sosirea lui Armin, bunica lui moare și vedem pe tată și fiul plângând moartea acesteia. Dar înainte de a proceda la înmormântare, Armin decide să meargă acasă la mama sa pentru a-i da veste tristă. Dar când ajunge acolo, Armin observă că mama sa se distrează cu prietenele ei. Așa că, fără să se întâlnească cu ea, pleacă din casă. În scena următoare, îl vedem pe Armin în doliu, cu încurgându-i din ochi pe tot parcursul călătoriei. Nu are curajul să se întoarcă la casa tatălui său, așa că după ce cumpără câteva cutii de bere, decide să-și petreacă noaptea pe malul râului, sub podă. A doua zi dimineață, Armin se trezește în mașină și se duce la benzinărie. La intrare, nu vede pe nimeni, nici măcar pe casierul din spatele teșghelei. După ce confirmă că nu există personal, Armin ia câteva lucruri și lasă banii la casierie. Afară, el observă câteva motociclete și mașini la stația de serviciu, cu motorul încă pornit, dar, în mod ciudat, nu vede niciun om înăuntru. Cu toate acestea, Armin nu acordă prea multă atenție acestui lucru. Abia când începe să observe străzile pustii și câteva motociclete zăcând pe șosea, sentimentul straniu lovește în cele din urmă. Încearcă imediat să ia legătură cu tatăl său, dar nu reușește. Apoi, Armin privește. Râul de jos și este șocat să vadă croaziera goală plutind fără destinație. Aceeași croazieră era plină de oameni care sărbătoreau când o văzuse cu doar o zi înainte. Panicat, Armin se duce repede spre casa tatălui său. Când se întoarce acasă, ușa este încuiată și Armin își cheamă tatăl, dar nu primește niciun răspuns. Într-un moment de disperare, el sparge ușa de sticlă și intră. Apoi verifică rapid zona, dar nu găsește nicio urma tatălui său, ci doar rămășițele cadavrului bunicii sale. Confuz de întreaga situație, el rătăcește neputincios prin cartierul său căutând oameni, dar singur. A ființa vie de lângă el este cosmos, câinele vecinului său. Armin încearcă să-l ia cu el, dar bătrânul câine orb nu-l urmează și continuă să latre. Câteva momente mai târziu, Armin se întoarce acasă și își dă seama că nu mai are rețea pe telefon și că nu mai are apă la robinet. La scurt timp, atenția este distrasă de un zgomot care vine dinspre ușa din față. Se duce imediat la ușa din față și îl vede pe cosmos îngerând abundent și dându-și ultima suflare. Cel mai probabil, câinele s-a rănit cu sticla spartă de la ușă. În acea seară, Armin se duce la casa vecinilor săi și face rost de o armă apoi un pumn de pastile cu bere, cu intenția de a-și pune capăt vieții odată pentru totdeauna. Totuși, asta îl determină să vomite pe el însuși, stricându-și planul de a-și pune capăt vieții. A doua zi dimineața, după ce a fost treaz, Armin se spală cu o sticlă de apă. După ce își revine, decide să îndeplinească ultimul ritual pentru a-și trimite bunica departe. Armin bagă cărți și documente sub patul bunicii sale, le stropește cu benzină și le dă foc înainte de a pleca. Observând tot felul de vehicule abandonate pe drumul pustiu, Armin dă peste un punct de control de securitate de unde nu poate trece cu mașina sa. În mijlocul haosului, lui, viața îi oferă totuși ocazia de a conduce o frumoasă mașină de poliție. În timp ce o conduce cu mare viteză pe șosea, Armin arată un zâmbe de bucurie pentru prima dată după mult timp. Și uite așa, mașina ajunge într-un tunel fără lumină. În acest moment, Armin este nevoit să oprească mașina, deoarece drumul a fost blocat de vehicule răsturnate. Printre acestea, el vede doi cai prinși într-un vehicul și decide să-i ajute. Câțiva ani mai târziu, Armin are corpul distrus datorită noului său stil de viață. Trăind într-o lume fără alți oameni, Armin s-a adaptat la noul său mediu și depinde de abilitățile sale și de natură pentru a trăi. Acum locuiește la casa de la țară, pe care și-a construit-o singur și crește diverse animale și păsări, cum ar fi găini, cai, capre și rațe. De asemenea, Armin își cultivă propria hrană. În prezent, el lucrează la generarea unei cantități suficiente de energie electrică, cu ajutorul unei turbine rotative și a unui râu. Într-o noapte, Armin se trezește din cauza unui zgomot care vine de la parter, unde este adăpostită capra. Se duce să o verifice și are ocazia să asiste la spectacolul fascinant al unei capre care aduce o nouă viață pe pământ. Totuși, momentul său de fericire este de scurtă durată, pentru că la scurt timp în zori, un șacal sălbatic îi fură puiul. Armin încearcă să-l urmărească, dar împotriva unui prădător în elementul său, eforturile sale sunt zadarnice. Acum este trist și se așează lângă mama capră ca un gest de alinare. Armin își petrece zilele destul de liniștit. Uneori merge cu calul său până în oraș pentru a strânge cele necesare. Într-o zi, pe drumul de întoarcere, Armin și calul său sunt atacați de un animal sălbatic în apă care rănește la cap. În timp ce el zace inconștient pe apă, noaptea a căzut pe uscat și cineva cu o se apropie de el în timp ce privește lucrurile care plutesc în apă. A doua zi dimineață, Armin se trezește pe mal, înfășurat într-o pătură spațială. Este teribil de confuz în legătură cu ceea ce s-a întâmplat noapte trecută. Cu toate acestea, și șchiopătând ușor, Armin reușește să ajungă acasă. Câteva zile mai târziu, Armin aude un zgomot de și câteva secunde mai târziu, vede un vehicul care se apropie. O persoană cu lanternă se îndreaptă spre casa lui Armin, și în curând acesta este descoperit, de o femeie pe nume Kirsi. Dar înainte ca acesta să poată reacționa, Kirsi îl amenință cu arma și îl avertizează pe Armin să nu se miște. De asemenea, lui Armin îi se cere să arunce arma. El apucă apoi țeava de pe jos și fără să spună un cuvânt, ea se întoarce la vehiculul ei. În dimineața următoare, îl vedem pe Armin simțindu-se rău din cauza bolii. Dar înainte ca boala să-l facă să doarmă din nou, o vede pe Kirsi intrând în cotețul găinilor și omorând o găină. Când se trezește, găsește lângă patul său o supă. Mai târziu în acea noapte, Armin observă că fata se strecoară în camera lui și se culcă lângă el în tăcere pentru vreme, apoi se întoarce în veicul Ulei. În scena următoare, o vedem pe Kirsi îngrijindu-i rănile. În zilele următoare, Armin o agață, mângâindu-i ușor brațul. Inițial, Kirsi încearcă să ignore semnalele, dar întrucât amândoi tângeau de atâta timp după căldură fizică, ea cedează. Se sărută cu fiecare ocazie. Pe măsură ce zilele trec, se începe să trăiască cu Armin, ajutându-l la câmp, vânând animale, vizionând filme și împărțind mesele și paturile împreună. După o perioadă de muncă grea, Armin reușește în cele din urmă să valorifice puterea apei pentru a produce suficient curent pentru casa lor. Cu toate acestea, viața lor fericită este brusc întreruptă atunci când ea rămâne însărcinată și el își exprimă dorința de a întemeia o familie. Dar Kirsi nu vrea să dea naștere unui copil pentru a trăi în această lume apocaliptică. În acea zi, Kirsi își face bagajele și pleacă cu vehiculul ei, ceea ce îi frânge teribil inima lui Armin. Seara, în timp ce Armin se uite singur la film pe laptopul său, aude sunetul unui vehicul care se apropie. Imediat alergă afară și vede o rulotă imensă. Kirsi nu a fugit, din fericire s-a întors cu rulota și cu câinele de companie, Mogli. Ea povestește apoi că a avut o relație de șapte ani cu un bărbat și că visa să aibă copii cu el, dar bărbatul le-a cerut să aștepte doar pentru a descoperi că avea deja un copil cu altă femeie. Mai târziu, în timp ce ei merg în oraș, ea își exprimă dorința de a pleca în sud cu Armin dar el refuză politicos și spune că nu și poate părăsi animalele iubite. În interiorul magazinului, Armin și niște lucruri când o vede pe Kirsi jucându-se în mașina ei. El iese și se mișcă entuziasmat pe ritmul muzicii. Apoi Armin o invită să-i se alăture și amândoi dansează ca și cum nu ar exista ziua de mâine. A doua zi dimineață, în timp ce se întorc acasă, Kirsi se uită cu tristețe la Armin, care conduce vehiculul. Cu toate acestea, nu se aștepta să aibă probleme. Anvelopa este înțepată de o capcană cu țepi în apropierea casei lor. Kirsi spune lui Armin că cum trebuie să repare anvelopa până a doua zi, pentru că ea va pleca în acel moment. Auzind acest lucru, Armin îi cere să înceteze cu prostile, dar fața ei serioasă îi dă de înțeles că nu glumește și că a decis să-l părăsească până la urmă. Când își dă seama că nu mai este nimic de făcut, Armin se îndreaptă furios spre casă. Noaptea, el este neliniștit, în timp ce se uită fix la chipul adormit al lui Kirsi, contemplându-și probabil viața fără prezența ei. În dimineața următoare, Kirsi se trezește singură în pat. În timp ce au înghițitură de cafea, ochii ei se opresc pe o carte vechi de rețete. Răsfâind paginile, dă peste o fotografie a lui Armin cu bunica lui, ceea ce o face să zâmbească. Între timp, Armin sosește cu rulota ei. A reparat anvelopa, lucrând la ea toată noaptea. Apoi dă cheia și o sfătuiește pe Kirsi să nu conducă cu viteză mare, pentru că uneori anvelopa poate tremura. Apoi, în timp ce-și împachetează lucrurile, Armin o întreabă dacă se va mai întoarce vreodată. Dar Kirsi îl informează că vrea să plece definitiv și spune lui Armin să nu mai aștepte. Apoi, un săru pasional de Dio, iar se pregătește să plece. Ea îi mulțumește lui Armin pentru tot, mai ales pentru că i-a respectat decizia și a lăsat-o să plece. Dar tocmai atunci Armin o oprește și spune că pleacă cu ea. O ragă pe Kirsi să-l aștepte un minut și fuge acasă pentru a-și libera toate animalele. Cu toate acestea, Kirsi nu vrea că el să vină cu ea și fără să-și piardă timpul, ea pleacă. Armin, pe de altă parte, este uimit. Dar tot ce poate face este să urmărească vehiculul până când acesta dispare din fața lui. Dacă acest video v-a plăcut, lăsați un like și abonați-vă. Mulțumesc pentru vizionare, arrivederci!